În dimineața aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să stau înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Alegeri care pot schimba viața. În principal, o să privim la două alegeri motivate de aceeași problemă. Eroii biblici pe care îi vom avea în atenție în această zi sunt Avram și Lot. Dacă privim un pic la contextul cuvântului lui Dumnezeu, o să observăm că capitolul 13 ne prezintă pe aceștia în perioada în care s-au întors din Egipt. În capitolul 12, așa cum bine știți, Dumnezeu îi se descopere lui Avram, îi face o chemare minunată de a primi în dar o țară și apoi de a deveni un popor, de a deveni un popor al lui Dumnezeu. Avram pornește în călătoria aceasta, împreună cu Avram pleacă și Lot, nepotul său. Însă atunci când ajung în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avram, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aici au dat peste un timp de foamete. Motivați de lucrul acesta, și-au îndreptat privirile înspre Egipt și au plecat pentru că acolo era belșug de hrană și pășune pentru animale. Cuvântul ne spune că amândoi erau foarte bogați din punctul acesta de vedere. Ei bine, dacă înspre Canaan au plecat la cuvântul lui Dumnezeu, înspre Egipt au plecat din proprie inițiativă, au plecat pentru că așa au crezut că este bine. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Egipt, pentru Avram n-a fost un moment de culme a experienței lui cu Dumnezeu, ci a fost un moment de vale. Pentru că aici este nevoit să mintă cu privire la soția lui Sara, o recomandă ca fiind sora lui. Egiptenii observă că ea este o femeie frumoasă, o recomandă lui Faraon și pentru că Faraon putea și avea toată puterea, o ia să-i fie de soție. Lucrul acesta a condus ca Avram și Lot să primească multe daruri și multe atenții din partea lui Faraon. Dar gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în viața lui Avram și în viața planului stabilit de Dumnezeu dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în situația aceea. Cuvântul ne spune că, versetul 17 din Geneza 12, Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Și atunci Faraon îl cheamă pe Avram și înțelege cine este cu adevărat Sara. Și apoi Faraon își roagă sau poruncește, mai bine zis, slujitorilor lui să-i escorte afară din Egipt, punându-le interdicție să se întoarcă în țara aceasta. Ceea ce urmează este un moment bun acum pentru Avram, un moment care îl pune într-o lumină foarte bună pe Avram, pentru că acesta se întoarce în țara pe care Dumnezeu a promis că i-o va da și se duce într-un loc specific. Se duce, în versetul 3 ne spune, la țara de miază zi, s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Și acolo Avram a chemat numele Domnului. Aici o primă lecție, o primă aplicație pentru noi toți. Dacă Egiptul a fost un moment de clătinare pentru Avram, acesta știe unde să se ducă și să găsească restaurare și să găsească înțelepciune și să-L întâlnească pe Dumnezeu. Se duce la Betel, se duce la altar, se duce la locul acela unde a știut că L-a întâlnit pe Dumnezeu. Aplicația pentru noi toți este aceasta. E foarte posibil ca în umblarea noastră sinceră înaintea lui Dumnezeu, în dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L reprezenta pe Dumnezeu așa cum trebuie, uneori să avem momente de clătinare, uneori să șchiopătăm, chiar să cădem, să păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Ce trebuie făcut în momente de felul acela? Nimic altceva decât ceea ce a făcut Avram. Ne uităm înapoi la altar
și ne ducem în locul unde putem să ne proșternem înaintea lui Dumnezeu, în locul unde ne putem mărturisi înaintea lui Dumnezeu, în locul unde putem să primim restaurare. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ei bine, aici, la Betel, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a apărut o nouă problemă pentru Avram. Dacă la prima alegere, atunci când au trebuit să plece în Egipt, acesta a trebuit să-și dea testul unui moment de criză, al unor lipsuri, a lipsei de mâncare și de pășune pentru animale, aici, în capitolul 13, Avram și Lot trebuie să înfățișeze testul prosperității. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că amândoi erau bogați în slujitori, bogați în vite și locul acela deja nu-i mai încăpea pe amândoi. Au început slujitorii lor să se certe unul cu celălalt. Și cuvântul ne spune că Avram, care era și omul cel mai matur din punct de vedere spiritual, era cel care a primit chemarea din partea lui Dumnezeu de a merge în țara aceasta, face primul pas, ia inițiativa și îl cheamă pe Lot și îi vorbește acestuia spunând în felul acesta. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Îmi place intervenția aceasta a lui Avram într-un moment critic. Și sunt două lucruri pe care aș vrea să le notăm aici, care au condus la momentul acesta sau l-au determinat pe Avram să nu mai întindă perioada aceasta de neînțelegere între slujitori, perioada aceasta de criză în familia lor. Primul motiv a fost acesta. Cananiții și feresiții locuiau atunci în țară, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Avram și Lot erau încă străini în țara aceasta. Sunt convins că Avram s-a gândit, dacă noi începem să avem probleme între noi, cananiții și feresiții o să observe faptul acesta și foarte ușor se pot uni împotriva noastră. Foarte ușor pot să considere că ne vor putea birui și vor lua tot ceea ce am agonisit până în punctul acesta. De aceea el spune, nu este bună cearta aceasta între noi, nu ne ajută, mai bine să separăm lucrurile. Dacă tu te duci la stânga, eu mă voi duce la dreapta. Este o aplicație frumoasă aici pentru poporul Domnului, pentru Biserica Domnului. Între noi nu trebuie să existe certuri, nu trebuie să existe neînțelegeri. Noi trăim aici înconjurați de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mai mult, diavolul, spune Scriptura, este ca un leu care dă târcoale, care caută să distrugă, caută să înghită. Și dacă nu suntem atenți la lucrul acesta, dacă noi avem neînțelegeri între noi, cârtiri între noi, lupte între noi, suntem vulnerabili în fața celorlalți. De aceea Avram ia decizia aceasta și îi face această propunere lui Lot. Nu le-a fost ușor să separe lucrurile? Au venit împreună. Lot era nepotul lui Avram. Avram, și o să vedem dacă citim Geneza mai departe, se simțea responsabil față de Lot, pentru că atunci când acesta este luat împreună cu toți cetățenii din Sodoma și Gomora, Avram este cel care pune împreună o armată și merge și îi cucerește pe ceilalți și îl eliberează pe Lot. Așa că a fost un moment critic pentru Avram, dar pentru că acesta a înțeles că este în același timp un moment vulnerabil, a ales să propună lucrul acesta. Domnul să ne ajute să urmărim pacea, să rămânem uniți, să strângem rândurile. Se spunea și în dimineața aceasta, la momentul de rugăciune, dușmanii nu suntem aici, nu sunt frații noștri, nu sunt surorile noastre. Lupta noastră nu se dă aici, lupta noastră se dă în afară, se dă împotriva diavolului, împotriva slujitorilor celui rău. Gândiți-vă la
momentul de COVID, când guvernanții au început să dea tot felul de decrete în care să limiteze biserica. Vă aduceți aminte ce a început să-i pună pe aceștia pe gânduri? Unitatea bisericii, unitatea credincioșilor, coaliția bisericilor. Și când au văzut că lucrurile acestea nu mai sunt chiar așa de ușor de îndeplinit și că biserica începe să răspundă, au dat înapoi. Dar până în momentul acela, în California, li se spunea, nici măcar în propria ta casă nu poți să te rogi cu voce tare, nu poți să cânți, nu poți să ții un Bible study. Dar din momentul în care credincioșii s-au unit și au stat înaintea lui Dumnezeu, lucrurile au început să se schimbe. Avem această responsabilitate. Al doilea lucru pe care Avram îl menționează aici este acesta. El spune că nu se cuvine lucrul acesta, lupta aceasta, pentru că ei sunt frați. Nu doar că erau înconjurați de dușmani, nu doar că aveau să ducă o luptă în afară, dar cearta dintre ei nu se cuvenea, pentru că ei erau frați. Cred că aplicația este atât de simplă pentru Biserica Domnului. Noi toți, prin Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui vărsat la Golgota, suntem înfrățiți unii cu ceilalți. Lucrul acesta nu se poate schimba. Noi suntem frați unii cu ceilalți. Mai apar neînțelegeri în orice familie. Dacă sunt mai mult de un copil, neînțelegeri sunt și între aceștia. Dar nu le lăsăm acolo. Lucrurile încercăm să le rezolvăm. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos se roagă în Ioan 17 și se roagă tocmai lucrul acesta. Ca aceia care vor crede în numele Lui să fie una, așa cum Domnul Hristos este una cu Tatăl. El a spus că dragostea dintre noi va demonstra faptul că suntem ucenici ai lui Dumnezeu. Dragostea pe care o arătăm unii altora va valida dragostea pe care o avem față de Dumnezeu. Nimeni nu poate să spună, îl iubesc pe Dumnezeu, sunt devotat lui Dumnezeu, fac lucrarea lui Dumnezeu, dar să nu se poată vedea cu fratele lui. E o problemă acolo și toată lucrarea făcută în astfel de condiții nu va fi primită de Dumnezeu. Acum, eu cred că toți avem o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu, toți dorim să fim buni înaintea Domnului, să umblăm curat înaintea Domnului. Haideți să avem grijă la lucrurile acestea din jurul nostru și să nu ne lăsăm folosiți de cel rău pentru a distruge pe fratele sau pe sora sau de a distruge pe unul slab în credință. Domnul să ne păzească de aceasta. Știți cât de cruntă este judecata? Domnul Iisus Hristos o pronunță, nu eu, pentru aceia care duc pe alții în ispită, în păcat. Pe unul dintre acești micuți ai mei, spunea Domnul Hristos, ce ar trebui să facă un astfel de om care conduce pe altul la păcat? Să-și lege o piatră de moară la gât și să... Domnul Iisus spune asta. Nu suntem noi cei care stăm aici și interpretăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, înțelegând greutatea acestor lucruri, să ne păzim inima, să ne păzim sufletul, să nu fim greșiți înaintea lui Dumnezeu prin relațiile pe care nu le menținem așa cum trebuie. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Așadar, aceștia sunt în punctul acesta în care trebuie să facă o decizie. Dreptul îi aparținea lui Avram. A avut parte de chemare, era patriarhul familiei, era cel mai în vârstă dintre ei doi. Potrivit cu cultura de atunci, avea dreptul să aleagă. Putea să-i spună, Lot, te-am adus cu mine până în punctul acesta, acum nu mai putem locui împreună, avem prea multe bogății, tu te duci în partea aceea, eu rămân aici. Este țara pe care Dumnezeu a spus că mi-o va da mie. Dar Avram nu face lucrul acesta. Și o să observăm că este o notă foarte bună pentru Avram. Îi oferă posibilitatea lui Lot, celui mai tânăr, să facă o alegere. Și aș vrea să fim foarte atenți la modul în care Lot alege. A fost șansa vieții lui. A trebuit să facă o alegere. Și din păcate alegerea lui nu a fost cea mai înțeleaptă. Dacă citim de la versetul 10 la 13, putem identifica câteva lucruri.
Lot și-a ridicat ochii, spune cuvântul, și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși înaintea Domnului. Primul lucru pe care Lot îl face atunci când Avram îi face această propunere și poate că erau pe o zonă înaltă de unde au putut să observe întreaga țară sau cel puțin câmpia Iordanului, cuvântul ne spune că Lot deja exact acolo s-a uitat. Poate că în mintea lui deja erau anumite planuri făcute. Acesta a fost doar momentul în care a putut să le pună în aplicare. Spune, a văzut câmpia Iordanului că era bine udată. A văzut bogăția acestei câmpii. A văzut că este iarbă din belșug pentru turmele lui, pentru vitele lui și că acolo va putea să prospere și mai mult. Era o atracție materială înspre bogăție și mai mare. Al doilea motiv pentru care el face această alegere și se îndreaptă înspre câmpia Iordanului este că aceasta era ca o grădină a Domnului. Acum, cunoscându-l mai mult pe Lot din ceea ce ne spune Scriptura despre el și mai ales în punctul acesta al vieții lui, eu cred că a fost doar un pretext. A fost doar o pânză din aceasta spirituală, o perdea spirituală în care, de fapt, Lot ascundea adevăratele dorințe ale lui. Era ca o grădină a Domnului. Câți oameni nu sunt în viața aceasta, în biserică, care fac anumite lucruri, dar le așează sub un paravan din acesta spiritual și știu bine că ele sunt greșite, dar le dau o formă din aceasta spirituală. Frați și surori, să nu ne păcălim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște inima, ne cunoaște cugetul. Dumnezeu niciodată nu va fi de acord cu păcatul nostru. Dacă ar fi fost, nu l-ar fi dat pe Hristos să moară pe Golgota. De aceea să nu ne amăgim cugetul că dacă am greșit într-o ocazie sau alta și Dumnezeu n-a intervenit, așa cum în alte ocazii în Scriptură spune că a făcut, să nu credem că El ar fi ok cu păcatul acela. Să nu credem că putem veni la biserică și am pus în calendar o dată că ne-am dus și apoi Dumnezeu va închide ochii cu ce facem în restul săptămânii. Nu. Nu putem ascunde realitatea sub un paravan spiritual. El știe ce este în inima noastră și ne cheamă la pocăință, ne cheamă să fim ca și El, ne cheamă să fim desăvârșiți, să fim neprihăniți. Și aceasta trebuie să fie lupta credinciosului de fiecare zi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Un alt exemplu, pentru că avem tineri aici care urmează să se căsătorească, au dorința aceasta, nu? Așteaptă ca să întâlnească pe cineva potrivit. Și poate că e un moment bun să spun lucrul acesta acum și vi-l spun vouă. Au fost persoane care au dat peste cineva de care s-au îndrăgostit. Persoana aceea nu era întoarsă la Domnul, dar era politicos, era elegant, era atent, nu folosea cuvinte murdare, nu? Avea toate aparențele unui credincios, doar că nu făcuse pasul acela. Și au fost unii care au spus, sau unele care au spus, și exemplul se poate și invers. Ne iubim așa de mult. Cu siguranță, după ce ne căsătorim, o să-L accepte pe Domnul. Cu siguranță va deveni parte din biserică. Se poartă ca un credincios. Nu? Un paravan din acesta, spiritual, religios. Doar să afle mai târziu că este departe această intenție
de a îl urma pe Domnul Hristos. Și abia după nuntă apare adevărata persoană. Abia atunci descoperi realitatea. Că toți maschează până atunci. Bine. Și apoi spune că nici tu nu mai poți merge la biserică. Apoi îți va spune ce atâta rugăciune, ce crezi în cartea aceea, e outdated. Și uite așa, se strică căsătoriile. Și uite așa, cad oameni credincioși de pe cale. Rămâneți lângă Domnul. Rămâneți lângă Domnul. În al treilea rând, cuvântul ne spune că Lot a privit înspre câmpie, era bine udată, părea o zonă de belșug, era atrăgătoare, părea ca o grădină a Domnului și apoi realitatea vine. Și el spune cuvântul, era ca țara Egiptului. Pentru Avram, Egiptul a fost pe muchie de cuțit. Tot viitorul lui, dacă nu intervenea Dumnezeu, putea să se fărâme acolo. Pentru Lot a fost un moment de îmbogățire rapidă. Nu? Ești deja parte din familia lui Faraon. Sara este soția lui, ai trecere la curte. Faraon, om cu dare de mână, a început să facă cadouri. A fost un timp bun pentru Lot. A plecat un om și mai bogat din Egipt. Au fost lucruri de suprafață. Atât a fost motivată, sau cu acestea a fost motivată alegerea lui Lot. Și a zis, câmpia Iordanului este a mea. Ce n-a făcut Lot în punctul acesta în care trebuia să facă alegerea vieții lui? În primul rând, n-a oferit niciun pic de atenție stilului de viață al oamenilor ce ocupau câmpia Iordanului. Cuvântul ne spune bine aici că Sodoma și Gomora erau cetăți în care păcatul era la culme. Dar pe el nu l-a interesat. Nu? Arăta bine câmpia Iordanului. Lasă că n-am eu treabă cu ei. Eu îmi văd de business-ul meu. Lasă că nu contează că Biblia spune să nu te unești nici măcar în business cu un așa necredincios, că nu poți merge în aceeași direcție cu unul care nu crede ca și tine. Lasă că lucrurile acestea nu au chiar așa de mare importanță. Și a ales câmpia Iordanului și o să vedem costul puțin mai târziu. Și apoi nu s-a gândit la modul în care Dumnezeu va răspunde în fața păcatelor ce se întâmplau în Sodoma și Gomora. Nu s-a gândit. Care este voia Domnului cu privire la zona aceea? E bine udată, într-adevăr, arată ceva de viitor, e totul din belșug, dar oare Dumnezeu cum privește la lucrul acela? Nu l-a interesat. Și a ales câmpia Iordanului și acum priviți la progresia alegerii lui Lot și la rezultatul la care a condus această alegere. Deci mai întâi s-a uitat și a privit la lucrurile exterioare. A văzut că e frumoasă. Ne spune că următorul pas a fost să își așeze corturile la zidurile cetății Sodoma și Gomora. Nu mă bag chiar în mijlocul lor, spune Lot. Mă păstrez izolat. Apoi îl întâlnim în cetate și nu oriunde, ci la porțile cetății, un loc rezervat oamenilor cu greutate în cetate. Locul unde se formau legile, locul în care se luau hotărârile. Deja Lot nu mai era la ziduri, nu era oriunde în cetate, era la poartă, era parte din leadership-ul cetății. Chiar dacă și-a păstrat titlul de neprihănit, așa cum ne spune Apostolul Petru în cartea sa, cuvântul spune că își chinuia sufletul în fiecare zi din pricina lucrurilor care se întâmplau în cetatea aceasta.
Când îngerii vin la cuvântul lui Dumnezeu să-l viziteze și-l avertizează de distrugerea orașului, Lot este atât de încet în a mobiliza familia să se unească și să plece din cetate. Ginerii refuză să-l asculte cu totul, crezând că el glumește. Îngerii trebuie să-l scoată cu forța, cu forța îl scot din cetate pentru a-i salva viața. Dumnezeu îi poruncește să nu privească înapoi și soția nu se poate abține. Poate să gândea la toate lucrurile lăsate în urmă, cât au adunat ei în viața aceasta și acum totul va arde, își întoarce capul și cuvântul lui Dumnezeu spune că este transformată într-un stâlp de sânge, de sare. Scapă din judecata lui Dumnezeu când găsesc un moment de relaxare, de liniște. Fetele lui Lot, și aici putem să vedem cât de importantă este și comunitatea unde îți crești familia, fetele lui Lot decid că în țara aceea nu mai este niciun bărbat, n-o să aibă șansa să se căsătorească, să aibă și ele un copil, îl îmbată pe Lot și comit incest. Toate acestea de la o alegere proastă. I s-a dat șansa vieții și el a privit că e bine udată, că e o zonă de belșug, că promite mult, e ca o grădină a Domnului, ca să pună ceva spiritual acolo, e ca țara Egiptului. Și alegerea aceea l-a condus să plece cu mâinile goale, după o viață de efort, din Sodoma și Gomora. Să plece cu costul pierderii soției, și apoi cu incestul fetelor sale. Vedeți de ce e important cum procedăm când trebuie să facem alegeri în viață? De ce în momente, nu toate alegerile au aceeași greutate, aceeași importanță. E adevărat că e una să decizi unde mănânci astăzi și e alta să te hotărești cu cine te căsătorești. Sunt două lucruri diferite. Nu spun că acum la fiecare alegere din viață trebuie să te oprești și să îți iei timp nedefinit în care să faci alegerea. Dar sunt momente în viață când te poate costa totul bazat pe o singură alegere. De exemplu, să îl primești pe Domnul Hristos ca mântuitor al vieții tale. E una din alegerile majore ale vieții. De modul în care vei alege lucrul acela depinde eternitatea ta. Aici trăim 60, 70, 80, 100 pentru cei mai grozavi, dar tot vom pleca. Nu poți compara eternitatea cu ceea ce experimentăm noi aici, dar ea depinde de alegerea pe care o facem aici. Observați de ce punem atât de mult suflet în a spune altora despre Hristos și de a încuraja pe alții să-L primească pe Domnul ca mântuitor al vieții lor, pentru că depinde eternitatea de asta. Căsătoria e importantă. Nu poți să te arunci cu ochii închiși, dezmeticește-te, oricât de îndrăgostit ai fi. Roagă-te lui Dumnezeu. Ascultă la sfatul părinților tăi. Mai întreabă și pe alții, că în dragoste ești un pic orb atunci, în perioada aceea. Întreabă și pe alții. Observă caracterul celuilalt. Uită-te la el și în biserică. Se roagă, cântă, iubește biserica lui Dumnezeu. Nu fă alegeri în grabă. Te va costa. Lot nu și-a luat timp. Avram i-a spus, alege tu, nepoate. Și el direct câmpia Iordanului. E udată bine, pare un loc bun, ea mea. Mă duc pentru că e ca țara Egiptului. Și a ales prost. Haideți să ne întoarcem la Avram. Oare a pierdut Avram pentru că a dat un pas înapoi și i-a spus, nepoate, fii tu primul. Dacă tu te duci la stânga, eu mă duc la dreapta. Oare a rămas Avram
dezavantajat în situația aceasta. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot capitolul 13 de la versetul 14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminției tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare. Așa că dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate țara în lux și lat, căci ți-o voi da ție. Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locui lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. N-a pierdut nimic. Din contră, a câștigat totul. Pentru că Dumnezeu îi spune Avrame, scoală-te acum și începe să te rotești. Uite-te în jurul tău. Uite-te în jurul tău. Toate acestea ți le voi da ție. Păi rotindu-se așa, și zona lui Lot era tot a lui Avram. De ce? Pentru că Avram a ales să aștepte. Pentru că Avram a ales să continue să se încreadă în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că îi va da o țară, îi va da țara Canaanului. Așa că nu-l interesau alegerile acestea mărunte. A rămas pe chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Și apoi când Domnul spune, du-te străbate țara, pe unde vei ajunge, va fi a ta. Nu-l văd entuziasmat pe Avram aici, mă duc deja să calc câmpia Iordanului ca să fie a mea, să mă asigur că Dumnezeu va ține cont de lucrul acesta. Voi lua totul. Nu, se duce la stejarii lui Mamre, lângă Hebron, și face lucrul pe care îl poate face, un lucru cel mai bun pe care îl poate face omul, să ridice un altar înaintea lui Dumnezeu și să se închine înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumească lui Dumnezeu și să-L recunoască pe Dumnezeu ca stăpân în viața lui. Nu știu ce fel de alegeri trebuie să facem, nu știu ce fel de oportunități se pun înaintea noastră, dar sunt sigur că dacă Domnul ne va îngădui să trăim suficient, vom ajunge și noi în punctul acesta în care trebuie să trecem testul alegerii. Voi încheia cu câteva versete. Proverbe, capitolul 3, de la versetul 1. Atât de bine înțeleptul pune împreună aceste cuvinte și ne învață modul în care ar trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu atunci când sunt alegeri de făcut. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline din belșug și teascurile tale vor geme de must. Să lăsăm pe Domnul. Să ne supunem autorității lui Dumnezeu. Să cerem înțelepciune de la Domnul. Dar să nu uităm de credincioșie și de bunătate. Acestea trebuie să fie legate la gâtul nostru. Acestea să le legăm la gâtul nostru, dacă vrem ceva biblic. Și ele apoi ne vor duce la aceste rezultate binecuvântate.
Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să-i binecuvinteze pe cei tineri care sunt aici, care cresc, au oportunități de școală în toate felurile. Domnul să le dea înțelepciune și călăuzire, să aleagă cariera în care vor fi binecuvântați și vor fi o binecuvântare pentru alții. Sunt alții în pragul căsătoriei, așa cum am spus. Domnul să-i binecuvinteze cu înțelepciune, să-i păzească de oameni răi, să îi ajute să aleagă un partener de viață după voia lui Dumnezeu, ca să fie binecuvântați. Și dacă Domnul ne va pune înainte testul prosperității, să știm, să-L cinstim pe Domnul cu averile noastre. Dacă Domnul ne dă ceva, ne dă să putem fi și o binecuvântare pentru alții. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să stăm pe picioare și să încheiem cu rugăciune dimineața aceasta. Amin.